Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ana Maria Roman și începe Esențial. Interlopul Alisa Doveanu este condus acum pe ultimul drum, pe ritmurile melodiei din filmul Nașu. Este un ultim omagiu adus de apropiația acestuia, celui pe care l-au considerat lider al clanului. La eveniment participă sute de persoane și avem imagini de acolo pe care le urmărim acum. A fost alertă permanentă în zona în care are loc înmormântarea, de teama unui război între clanurile rivale. Ce au făcut polițiștii și jandarmii pentru a ține situația sub control, ne spune în aceste momente Roxana Ciucă. Bună ziua, Roxana! Bine te-am regăsit, Ana Maria, bună ziua, doamnelor și domnilor. Chiar în aceste momente, Aurel Trandafir, de 42 de ani, Alisa Doveanu, este condus pe ultimul drum. Foarte multe persoane au venit să fie alături de familia îndoliată. Mai mult decât atât, se pare că nu s-au respectat deloc regulile privind răspândirea coronavirusului, pentru că, iată, am văzut filmulețe de încă de două săptămâni, când a fost adus, iată, acest interlop acasă. Sute de persoane au venit, iată, să-i aducă o coroană, să aprindă o lumânare, să aprindă o candelă. Pentru această înmormântare sunt, iată, niște forțe impresionante. E o desfășurare, o adevărată desfășurare de forțe, să spunem așa. Sunt 8 lucrători ai forțelor speciale, 8 lucrători de la SAS. Iată că de data aceasta s-a reușit mobilizarea acestora. Mergem mai departe, vorbim de zeci de mașini de poliție și de asemenea dube ale jandarmilor patrulează zona pentru a preîntâmpina cumva și pentru a preveni cumva ceea ce s-a întâmplat la înmormântarea interlopului Emi Pian. Și fac aici o paranteză, i-am văzut și pe băieții lui Emi Pian și rudele lui Emi Pian la înmormântarea lui Sadoveanu. A ieșit așadar cortegiul funerar, a fost, iată, scos din curte. În aceste momente, pe melodia celebrului film Nașul, în aceste momente înțelegem că se îndreaptă cortegiul funerar spre biserică, iar mai apoi va ajunge aici la cimitir.